Paradisului, spune că paradisul este armonie perfectă. În seara aceasta, armonia sonoră, luminată cu armonia de forme a bisericii, la care dacă se mai adaugă și armonia interioară a fiecăruia, putem spune că avem parte de un colț de paradis, la cărei poartă stă Maria, Maica Sfântă, și are grijă de Dumnezeu, făcut om între oameni. Pruncul doarme liniștit, legănat de glasul duios al mamei. Doarme miezile luminii.